Să deschidem Sfintele Scripturi la Isaia, capitolul 55. Isaia, capitolul 55. Începem să citim cu versetul 6 până la versetul 11. Cu reverență să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am cântat împreună, eu nu sunt de pe pământ și mă gândeam că okay, da, nu suntem de pe pământ, dar totuși trăim pe pământul ăsta. Și când trăiești pe pământ, ai o mulțime de lucruri care nu merg conform planului tău. Săptămâna trecută am făcut curățenie prin curte pe acolo, soția împreună cu fetele mele au curățat, au făcut fel de curățenie de primăvară și acum este zăpadă din nou. Și zăpadă mare și ninge în continuare până diseară, la ora 8. Și toată săptămâna viitoare arată că va ninge. Mă gândeam, ce interesant că noi oameni ne facem planuri, ne pregătim și totuși de multe ori planurile ne se dau peste cap. Nu știu dacă ai avut vreo circumstanță în viață în care ți-ai făcut planuri și te-ai trezit că trebuie să le faci din nou. Mă pun în pielea agricultorului care nu se uită la vreme, care a reușit să facă ceva cu pământul și deodată a venit și a înghețat, a nins. Ce se întâmplă atunci? De multe ori noi oamenii ne facem planuri și credem că vor ieși așa cum vrem noi și totuși viața, experiența, anii ne învață că lucrurile nu stau chiar așa. Am citit versetele astea care sunt și sună așa de fain până la versetul 7, când Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și spune că dacă îl vom căuta, îl vom găsi și să se lase cel rău și să se întoarcă, pentru că eu am milă. Și apoi vine versetul ăla care spune, și nu ne place deloc, că gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Doamne, am crezut că suntem pe aceeași undă. Am crezut că mai discutăm cândva și mai spui un pic și mie. Și să știți că am ajuns dependenți într-un fel de descoperirea viitorului, pentru că ne place să trăim în viitor sau măcar să ne facem planuri. Nu știu, este ceva care am împrumutat de la răposatul care își făcea planurile cincinale sau este pur și simplu natura umană, dorința de a cunoaște ce aduce ziua de mâine. Dar vă spun că în viață mai mult a trebuit să-mi schimb planurile decât să am plinit ceea ce am plănuit eu. Nu-i așa?
De multe ori în viața noastră vin lucruri imprevizibile și dacă pot să spun și să descriu viața noastră pe pământ cu un singur cuvânt, asta ar fi imprevizibil. Nu știi ce aduce ziua de mâine. Habar n-avem. Habar n-avem. Port în Biblie o poză a feciorului meu, dacă am să o găsesc, am să vă arăt. E o poză care mi-aduce aminte de un moment când toate lucrurile parcă au mers în contrasens. Eram în Statele Unite deja de vreo 4 ani și numai nu se rezolvau problemele cu actele. Poate aveți cei dragi acolo și cunoașteți sistemul de acolo. Soția era cu copilul meu de 2 ani aici. Am zis, mă duc în România, mă duc la ambasadă împreună cu ei și vorbesc acolo cu ei. Ne rugăm, postim, stăm înaintea lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu va lucra. Am avut credință mare. Am ajuns acolo la ambasadă și au trebuit niște poze pentru ăsta micul care avea nici 2 ani și acolo era un fel de rulotă de ăsta unde se făcea pozele, exact în față la ambasada Americii. I-au făcut o poză într-un cojocel, era mic, așa, umflat tot. Era o puștoaică pe aici care am văzut-o, ceva de genul ăsta, așa, tot umflat, așa, ca un luptător de sumo. Și i-au pus o poză, i-au făcut o poză așa. Și m-am dus cu poza împreună cu soția și am zis, uite, eu am acte acolo, da, într-adevăr, ei încă n-au, dar hai, puneți-le viză să vină cu mine acolo, că nu mai pot fără ei acolo. Și pentru chestia asta postisem, ne rugasem și chiar am crezut că se va întâmpla lucrul acesta și ăia foarte politicoși și fain mi-au spus, nu se poate. Până nu se rezolvi tu, n-avem cum să le punem. Ei, nu vă mai explic cum am plecat înapoi. Când treceam oceanul deasupra Groenlandei, am avut niște experiențe ciudate, aproape că mă certam cu Dumnezeu, aproape că m-am răzvrătit în inima mea, fiindcă nu am înțeles de ce Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea mea. Și de ce planul meu nu era și planul lui. Pentru că Ne prinde viața în niște lucruri, în niște colțuri în care credem că Dumnezeu trebuie să facă ceea ce vrem noi. Ca și cum El e Cel care împlinește planurile noastre, nu noi suntem cei care împlinim planurile Lui. Și după o anumită perioadă am înțeles că Dumnezeu a îngăduit eșecul acela, falimentul acela ca eu să înțeleg că viața mea, de fapt, este în mâna Lui. Și că El îngăduie un zid în fața ta ca tu să înțelegi că numai El e Cel care dărâmă zidurile. Cum poți să-L cunoști tu pe Jehova Rafa, Vindecătorul, dacă nu te-a vindecat niciodată? Cum pot să-L cunosc eu pe Jehova Ire, Cel care poartă de grijă, dacă niciodată n-am fost disperat și în nevoie majoră și El n-ar fi răspuns? Cum? Este imposibil, dragilor. Dumnezeu îngăduie în viețile noastre anumite circumstanțe pe care nu le înțelegem. E o constatare, zic eu, simplă, dar atât de greu de digerat în momentul ăla. De ce îngăduie Dumnezeu ca cei dragi să sufere? De ce îngăduie Dumnezeu în familiile noastre ca cei dragi pentru care ne-am rugat, pe care i-am adus la binecuvântare, să meargă în lume? Și noi să insistăm și să plângem înaintea lui Dumnezeu și tot acolo să fie. De ce Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea? Sunt niște întrebări cu care ne luptăm și decât să le ignorăm, mai bine, zic eu, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să găsim răspunsurile aici. Pentru că toți suntem acasă, de acasă. Eu zic că ăsta este lucru important. Să răspundem la întrebarea, ce facem când Dumnezeu pare că se răzgândește? Ce facem când Dumnezeu pare că se răzgândește? Când planurile mele nu sunt exact ca planurile Lui. Când rugăciunile mele se înalță către El și parcă El
nu le mai bag în seamă. Vedeți? În Sfintele Scripturii avem câteva exemple de oameni care s-au lovit de niște ziduri mari și n-au înțeles nici ei de ce se întâmplă ceea ce li se întâmplă. Știu, toți îl știți pe Iov. Pentru o bună perioadă de vreme, predicând zeci de predici de acolo, am crezut că îl știu și eu, că îl înțeleg și eu. Îl cunosc în mare teologia și ceea ce vrea să spună Dumnezeu, însă abia mai târziu am realizat și am înțeles cu adevărat lecția lui Iov. Vedeți, Iov era un om de afaceri important. Era un lider în cetatea lui, un om care ieșea la poartea cetății și unde oamenii veneau să-l întrebe, să-i ceară sfaturi. Era un om care făcea mult bine, pentru că la un moment dat întreabă: Doamne, a plecat cineva de la mine de acasă cu mâna goală, a venit un sărac căruia nu i-am dat, a plâns cineva ca eu să n-aud și să nu-mi deschid inima? Iov a fost un om după inima lui Dumnezeu, un om important în cetatea lui, în comunitatea lui și familia lui depindea de el. Dar undeva, în toate afacerile alea pe care le conducea el, în familia aceea numeroasă pe care el o administra, undeva intrase în inima și în gândul lui faptul că lucrurile sunt în control. Vedeți, cu cât facem mai mult, cu atât ne hrănim cu iluzia controlului, mai ales un om de afaceri care are oamenii la dispoziția lui, care sună și cineva vine, care trimite și cineva se duce, care administrează o grămadă de resurse, ajunge să creadă la un moment dat că lucrurile sunt în control și că lucrurile vor fi bine. Și ne hrănim mulți dintre noi cu iluzia controlului. Iov avea aceeași problemă. Încă se gândea la binele spiritual a copiilor lui și spunea: băi, ăștia fac niște petreceri cu PlayStation și cu cine știe ce muzică acolo și trebuie să mă rog pentru ei, că nu știu ce fac ei acolo. Și trebuie să aduc jertfă lui Dumnezeu și să-L rog pe Dumnezeu să aibă milă de copiii mei. Și lucrul ăsta este în control. Și miile de vite și toate investițiile mele care arată foarte bine, toate le aduc înaintea lui Dumnezeu și îi mulțumesc. Sunt mulțumitor pentru ce mi-a dat Dumnezeu. Toate lucrurile vor merge bine până în ziua când n-a mai fost așa. Până ziua când Dumnezeu a îngăduit să piard tot. Mulți dintre noi habar n-avem ce înseamnă tot. Să pierzi tot. Poate unul și-a pierdut casa, altul și-a pierdut afacerea. Dar câți dintre noi au pierdut tot? Pentru că Iov și-a pierdut afacerea, și-a pierdut familia, și-a pierdut și respectul soției. Iov a pierdut tot. Iov și-a pierdut și prieteni. Știți, când ai bani, ai o grămadă de prieteni. Când ești falimentar, nu prea mai vine nimeni să te mai ajute, să te mai întrebi de sănătate. Pe patul spitalului nu te mai caută decât cei care cu adevărat țin la tine. Când ai bani și ești important, când numele tău este pe undeva, pe internet, te caută mulți oameni. Dar când Dumnezeu îngăduie să pierzi tot, abia atunci se vede câte parale faci cu adevărat. Și mare majoritate dintre noi nu prea facem multe, pentru că suntem oameni normali. E bine, Iov a crezut că are controlul până Dumnezeu a îngăduit să piardă tot. Și mi-a luat mult timp până să înțeleg lecția pe care a primit-o Iov. În Statele Unite lucram ca și capelan, pastor, preot la un hospice unde oamenii muribunzi petreceau ultimele clipe ale vieții și trebuia să merg și să discut cu ei și să mă rog cu ei și să le ajut familiile. Am întâlnit o mulțime de oameni mai în vârstă de la care am învățat lucruri extraordinare.
Unul dintre ei, n-am să-l luat niciodată, avea 99 de ani, a fost pastor 40 ceva de ani. Și după ce și-a dat seama că, domne, trebuie să vină altul mai tânăr, l-a lăsat pe altul tânăr în biserică și el s-a dus și a început să împartă de-astea, tratate de-astea evanghelice de, prin spitale. Și a lucrat încă vreo 20 și ceva de ani, avea 99 de ani, vă dați seama, aproape ca Metusala, nu? Și le dădea tratate de-astea. Și la un moment dat, când n-a mai putut, era internat într-un cămin de-asta de bătrân și mergea la masă cu căruțul și acolo împărțea și se ruga pentru oameni. De fiecare dată când mă duceam la el, îmi spunea ceva din Biblie, îmi punea ceva întrebări importante, dar într-o dimineață am intrat la el cu vreo 5 ani în urmă, cred că, și zice: pastore, ai predicat vreodată din Iov? Zic eu, da, de multe ori. Deci eu am predicat mai multe ori ca tine. Și am crezut că am înțeles lecția lui Iov. Vreau să spun că astăzi dimineață, când am citit, Dumnezeu mi-a descoperit cu adevărat care este lecția lui Iov. Vrei să o auzi și tu? Păi da, normal. Cum să nu spune? Zice, Iov, știi că era un om de afaceri care a crezut că are puterea și are controlul peste lucrurile pe care le stăpânea el. Iov a crezut că spiritualitatea lui îl va ajuta să fie confidentul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi descoperă planurile care le are cu viața lui. Și toată înțelegerea lui Iov s-a prăbușit la pământ. A ajuns să fie înconjurat de prietenii lui care îi spuneau: păi tu ești pedepsit de Dumnezeu. Păi ai mai auzit de un neprihănit care să sufere ca tine? Este posibil ca Dumnezeu să îngăduie pe unul care face voia lui să treacă prin așa suferințe? Ai mai auzit tu așa ceva? Asta îi spuneau prietenii lui Iov. Și Iov, pe grămada aceea de gunoi, scărpinându-se pe piele, a ajuns să-l ia la întrebări pe Dumnezeu și să spună: Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, spune acum tu. Dacă vreun sărac a plecat de la casa mea fără ceva să mănânce, dacă cineva mi-a cerut ajutorul și eu n-am ajutat, Doamne, dacă eu n-am fost neprihănit înaintea ta, spune acum. Și el a început să se ia la întrebări cu Dumnezeu, pe undeva să-l întrebe pe Dumnezeu: Doamne, n-am făcut eu, n-am venit eu la biserică, n-am donat eu, nu m-am rugat eu, n-am fost eu așa cum ai vrut tu. Doamne, de ce ai îngăduit lucrurile astea în viața mea? Se spunea aici, la ora de rugăciune, că orbul din Ioan 9 nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci Dumnezeu l-a lăsat să se nască așa, pentru ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu. Ați auzit? Ați fost atenți? Iov n-a avut păcat în sensul în care nu a făcut un păcat căreia să se datoreze nenorocirile din viața lui. Prietenii lui ce l-au acuzat au trebuit să-și ceară iertare. Și Dumnezeu a îngăduit și l-a lăsat vreo 30 și multe capitole să se întrebe cu prietenii și apoi să-l întrebe pe Dumnezeu. Și să-i spună: Doamne, eu am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia și totuși tu parcă te-ai răzgândit. Nu mai înțeleg nimic. De ce te-ai schimbat? Ce am făcut? Și Dumnezeu îl oprește în 39 și spune: haideți acum, întreabă-mă tu să-ți răspund eu. Acum, uite, Iov, vreau să te întreb eu, răspunde tu. Ai fost tu acolo când eu am tras linia zărilor? Când căprioara naște acolo în pădure, vine eu să te întreb pe tine ce și cum? Ai fost tu acolo când am modelat tot pământul, tot universul? Ai fost tu acolo când eu am poruncit și totul s-a întâmplat? Ai fost tu acolo, Iov? Hai acum să te întreb, te rog, răspunde-mi tu. Răspunde-mi tu. Ești tu stăpân?
sau eu? Și bătrânul mi-a zis, lecția lui Iov, tinere pastor, este următoarea. Dumnezeu este Cel care face toate lucrurile. Iov a înțeles-o și a spus, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Până acum am auzit despre tine. Doar am auzit. Acum văd cu ochii mei și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Înțeleg că tu ești Domnul. Și dacă respir, respir pentru că tu îngădui asta. Dacă merg, merg pentru că tu îngădui asta. Dacă astăzi mai este o zi în viața mea, mai este pentru că tu îngădui asta. De aceea, dragul meu, oricât de tare te crezi și de bine pe picioare, oricât de neprihănit crezi că ești, ai mare grijă. Că în fața noastră este un Dumnezeu ce are niște gânduri mult mai înalte decât le putem noi cuprinde. Să nu cumva să ai aroganța să crezi că Dumnezeu este confidentul tău. Să nu cumva să crezi că știi ce planuri are Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că planurile Lui sunt mult mai misterioase și mai mari decât planurile noastre și gândurile Lui sunt mult mai sus decât gândurile noastre. Tot ce putem spune este ca Iov. Știu că tu poți totul. Și că nimic nu poate sta în fața planurilor tale. Ce faci când Dumnezeu pare că și-a schimbat planurile și ți-a luat tot? Atunci e momentul să te încrezi cu adevărat în El. Atunci e momentul să spui, Doamne, ce am avut și ce am pierdut. Gol am venit, gol mă duc. Oricum în două generații de acum, amintirea mea se va șterge complet. Poate nepoții știu ceva despre bunici, dar strănepoții, cam puține. În două generații, totul e șters. Singurul care rămâne veșnic este Dumnezeu. Este un har, prea iubiților, că ne-a prins în mila Lui și pe noi. Noi nu-i facem Lui nicio onoare, noi nu-i facem Lui niciun serviciu, noi avem nevoie de El. Și atunci când pare că se răzgândește Dumnezeu, e bine, înțelepțește să spunem, Doamne, voia Ta să se facă. Voia Ta să se facă, Dumnezeule. Apoi, se mai poate întâmpla să credem că s-a luat toată slava, că nu mai suntem decât noi și că-i vai. Vreau să vă reamintesc de episodul din 1 Samuel, capitolul 4, atunci când evreii stăteau în linii de bătaie, armata evreiască, în fața lor erau filistenii și au zis, îi mâncăm, îi batem acum. Și au venit filistenii și le-au pricinuit pierderi foarte mari. Evreii s-au rătreas înapoi pe deal și au zis, ce am făcut greșit? Păi, n-am adus chivotul lui Dumnezeu să fie împreună chivotul cu noi. Hai să aducem chivotul lui Dumnezeu, dar să aducem și pe preoți. Păi marele preot nu poate că e bătrân, hai să aducem pe cei doi fii a lui. Când a intrat chivotul în tabără, Biblia spune că evreii au început să strige de bucurie și strigătele au fost așa de puternice încât filistenii de peste deal s-au îngrozit. Și au zis, ce ne facem noi în fața unui astfel de Dumnezeu? Suntem pierduți! Evreii s-au îmbărbătat, Dumnezeul lor este cu ei. Ce facem acum? Și unul deștept dintre ei a zis, oricum n-avem nicio șansă. Singura noastră șansă este să ne îmbărbătăm și să mergem să-i batem, toți ca unul. Și atunci când evreii au zis, Dumnezeu este cu noi, chivotul este cu noi, preoții sunt cu noi, sigur vom avea biruință. Filistenii i-au bătut
i-au împrăștiat pe toate dealurile. Le-au omorât 30.000 de oșteni. 30.000. 30.000 au murit acolo pe dealurile acelea, crezând că planul lui Dumnezeu este să le dea biruință. Mai mult, filistenii au luat chivotul și s-a dus vestea în țară că evreii au pierit și că au luat filistenii și chivotul. Nora lui Eli, când aude vestea, o apucă durerile facerii. Se adună moașele în jurul ei și înainte să moară, când i-au pus copilul în brațe, au întrebat-o ce nume vrei să-i dăm, a spus să-i punem numele Icabod. S-a luat slava. Pentru că au luat chivotul și nu mai este slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. S-a dus, s-a terminat, s-a luat slava din Israel. Dumnezeu nu mai are cum să se arate evreilor. Filistenii ne-au ucis soții, copiii, ne-au luat toată speranța. Era un moment greu. Un moment când din nou părea că Dumnezeu s-a răzgândit. Noi am adus chivotul, am adus preoții, am făcut rugăciunile, am făcut jertfele și Dumnezeu a îngăduit nu numai să fim bătuți, a îngăduit să dispară și chivotul, s-a luat slava, s-a luat slava. La fel putem să spunem și noi, prea iubiților, că Dumnezeu a îngăduit ca diavolul să-și bată joc de copiii noștri, familia, speranța s-a dus. Dar vreau să vă aduc aminte că psalmistul spunea, Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Auzi ce spune Dumnezeu? Nu îmi va lipsi nimic. Indiferent că Dumnezeu pare că s-a răzgândit, nu îmi va lipsi nimic. Dumnezeu, prea iubiților, a îngăduit ca chivotul să fie luat și a îngăduit așa o mare înfrângere pentru că trebuia să se împlinească cuvântul lui. Cei doi băieți trebuiau să piară conform prorociei. Și Dumnezeu avea în mijlocul lor soluția lui Dumnezeu în acea criză a fost ridicarea lui Samuel. Și criza aceea a făcut ca liderul mare al lui Dumnezeu, Samuel, să fie ridicat, să fie făcut profet și preot în Israel și el să ungă pe viitorul mare rege, pe David. Atunci când Dumnezeu pare că se răzgândește, trebuie să ne încredem mai mult în cuvântul Lui. Atunci când în viața ta apare că Dumnezeu s-a răzgândit și că lucrurile iau razna și când pare că și slava s-a luat și Dumnezeu nu te mai aude și rugăciunile nu mai sunt ascultate și nu mai ai bucurie, întoarce-te din nou la promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut în cuvântul Lui, pentru că asta trebuiau să facă și evreii. Dumnezeu a vorbit prin gura lui Samuel și a spus, a hotărât judecata în dreptul lui Eli. Dumnezeu avea un plan cu Samuel și Dumnezeu și-a adus planul la îndeplinire, chiar dacă în momentul acela evreii nu au înțeles nimic. Atunci când pare că slava s-a luat, să ne aducem aminte că Dumnezeu încă este pe tron. Dumnezeu încă este pe tron, indiferent de ce spun împărații lumii, liderii lumii, presa lumii, Dumnezeu încă este pe tron. Știm asta pentru că astăzi soarele a răsărit. Chiar când l-am văzut, știm că e acolo după nori. Îmi place enorm experiența asta când merg cu avionul. Sunt nori, e ploaie, te zguduie bine între norii aceia înțețoșați, dar după ce ieși la suprafață, peste nori vezi soarele și îți dai seama că Dumnezeu tot este pe tron. Norul nu este veșnic, n-am văzut niciodată să fie nori tot timpul peste o localitate. O fi fost. Mai sunt ceva localități unde nu prea iese soarele, dar știm că întotdeauna soarele este acolo pe cer. Pentru că Dumnezeu îi poruncește să fie acolo. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Iov n-a înțeles atunci când i s-a luat totul, dar Dumnezeu avea un plan. Evreii n-au înțeles când li s-a luat chivotul, dar Dumnezeu avea un plan. Și mai este o circunstanță foarte importantă ca noi să o înțelegem. Atunci când Dumnezeu te lasă să ajungi în groapă, este unul din judecătorii care
ne fascinează când citim despre el și discutăm enorm despre ceea ce a făcut el, și anume despre Samson. Era judecătorul promis de Dumnezeu că îi va salva pe evrei de sub jugul filistenilor. Știți foarte bine. Dumnezeu se arată lui nevasta lui Manoah și îi spune că va naște un copil care va fi un copil special, care va fi un judecător mare și îi va salva pe evrei de sub jugul filistenilor. Și Manoah spune, băi, dacă ți-a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna vorbește prin capul familiei, atunci trebuie să-mi vorbească și mie, Dumnezeu n-are nimic împotrivă. Îi spune și lui același lucru, ai grijă, copilul ăsta va fi mare. Și încep să-l crească părinții pe Samson. Și de mic i-au spus, vezi că Dumnezeu te-a ales, vezi că Dumnezeu ți-a promis, vezi că tu vei fi marele judecător în Israel. Și Samson crește și merge și pe la biserică, ce avea acolo, templu, mă rog, și ajunge să se îndrăgostească de o fată străină. Și merge la părinți și le spune, dragilor, vă mulțumesc că m-ați crescut super fain la biserică, îmi place, numai că eu vreau să mă căsătoresc cu fata aia. Luați-mi-o că îmi place. Pot numai să-mi imaginez discuțiile părinților. Mă, nu l-am crescut noi. N-a venit din mâna lui Dumnezeu. Nici măcar n-a fost răspuns la rugăciune, nici noi am rugat pentru el. Dumnezeu ni l-a promis. Dumnezeu a spus că va fi mare și că ne va salva și acum... Uite ce se întâmplă, nu mai înțelegem nimic. S-a fi răzgândit Dumnezeu? Ce se întâmplă? De ce copilul ăsta nu ne ascultă? De ce merge și se duce cu o filisteancă? Și acolo este un verset peste care trecem destul de ușor. Zice că lucrurile acelea s-au întâmplat pentru că Dumnezeu vroia. Și pentru că era planul lui Dumnezeu ca Samson să caută gâlceavă cu filistenii. Trecem peste aia, predicăm numai până acolo, ia-mi eu că mi-a plăcut. Mai mult, Samson ajunge să bată pe filisteni, ajunge să se facă dușmanul numărul unu al lor, se duce cu Dalila, știți foarte bine povestirea, și ajunge... fără putere, ras în cap, să învârtă la o râșniță în temnița filistenilor. Mă gândesc ce-o fi fost în mintea și în inima părinților acelora. Păi nu ne-am rugat noi pentru el. Păi n-a fost el promisiunea lui Dumnezeu. Nu ăsta a fost planul lui Dumnezeu ca el să fie judecătorul care va căsăpi pe filisteni. Ce se întâmplă, Doamne? Nu mai înțelegem nimic. Și filistenii au dat o petrecere pentru zeii lor. Și în templul mare al lor au adunat pe toți liderii, pe toți domnitorii filistenilor. Erau 3.000 de oameni numai pe acoperiș. Și au zis, cum să ne distrăm mai bine? Pe atunci n-aveau PlayStation, nici Xbox, nici iPad-uri, nici România au talent, da? Hai să-l aducem pe talentatul de Samson. Și puneți-l aici în fața noastră să învârtă la râșniță, ca să vadă toți oamenii cine este, cine suntem noi și ce mari sunt zeii noștri. Mai că problema este că lui Samson a început să-i crească pletele, era rocker, cred că. Și l-au adus acolo în față. Și Samson cu ochii scoși, orb, pune mâna pe stâlpi și spune, Doamne, mai ascultă-mă și de data asta. Ca să căsăpesc pe filisteni. Ca să mă răzbun pe ei. Știți ce făcea Samson? Împlinea planul lui Dumnezeu, oameni buni. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea aceea a lui Samson. Templul a căzut și Samson a împlinit planul lui Dumnezeu. Chiar atunci când părinții nu înțelegeau și evreii au zis, noi am crezut că ăsta o să fie un lider peste noi. Da, el a fost. Și planul lui Dumnezeu s-a împlinit, numai că nu cum au crezut ei. Samson a plătit cu viața ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Chiar când nu înțeleg planul lui Dumnezeu, tot se întâmplă. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Zice Biblia că atunci a omorât mai mulți decât a omorât în timpul vieții lui. Și așa Dumnezeu a lichidat
pe mari lideri ai filistenilor. De fapt, toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Și Samson, pletosul care umbla la femei din lume, așa l-a cercetat Dumnezeu în temniță acolo și așa s-a pocăit omul ăsta, că este pomenit în rândul eroilor credinței. Asta nu-i lucru mic, oameni buni. Asta nu-i lucru mic. În Evrei îl găsiți acolo pe listă. Se vorbește de marea credință a lui Samson. Se vorbește de omul ăsta ca un om care a făcut planul lui Dumnezeu. Da, a avut falimente. Da, a acționat de multe ori cum nu trebuia să acționeze. Dar peste toate lucrurile, Dumnezeu a fost suveran. Și Dumnezeu l-a folosit pe Samson ca să-și împlinească planul lui. Și Dumnezeu te va folosi pe tine ca să-și împlinească planul lui. Pentru că El este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. Planul lui se va duce la îndeplinire, indiferent dacă te va costa viața asta efemeră. Poate mulți ați auzit dintre voi de Nabil Qureshi, un tânăr pakistanez care a locuit în Statele Unite ale Americii, a fost musulman și s-a întors la Dumnezeu într-un mod miraculos. Dumnezeu i s-a revelat, a scris și o carte cum s-a întors el de la Islam, de la Mohammed, de la Hristos. A fost parte din misiunea lui Ravi Zacharias, misiunea de apologetică. Un om puternic folosit de Dumnezeu, prin care Dumnezeu a lucrat și a întors o mulțime de musulmani în Statele Unite și nu numai. Un om care mergea și conferenția, un tip extrem de inteligent și de plin de Duhul lui Dumnezeu. Și la 37 de ani a descoperit un cancer. Galopant și a început să facă niște vloguri pe care să le posteze, în care vorbea despre starea lui, vorbea despre lupta pe care o avea cu Dumnezeu, pentru că la 37 de ani viața este în față, un conferențiar, un doctorand în teologie, un om folosit de Dumnezeu, și zicea el, n-am să o uit niciodată, într-una din vlogurile lui spunea, să ne rugăm lui Dumnezeu să nu îngăduie să mor, pentru că atunci musulmanii vor spune că Allah a permis lucrul acesta pentru că m-am întors de la Islam la creștinism. L-au îngropat vreo 2 luni în urmă, sau poate mai mult, vreo 3 luni în urmă. Și la mormântarea lui am ascultat predica lui Ravi Zacharias, care spunea că peste toate lucrurile Dumnezeu este suveran. Și Dumnezeu este interesat de gloria lui mai mult decât orice. Și prin viața și prin moartea lui Nabil, Dumnezeu și-a arătat gloria și strălucirea. Chiar dacă n-au înțeles, chiar dacă nu face sens de multe ori în mintea noastră limitată, dragilor, am citit în Isaia, ceea ce Dumnezeu practic ne spune nouă aici este, băi omule, ești prea mic ca să mă înțelegi. Pentru că dacă l-am înțelege pe Dumnezeu, înseamnă că n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă am înțelege scopurile și planurile și gândurile și intențiile Lui, El n-ar mai fi Dumnezeu. Dacă am putea să-L închidem în cutia asta al cunoașterii noastre, El n-ar mai fi Dumnezeu. Dar pentru că este Dumnezeu, El spune, gândurile mele sunt cu totul altele decât gândurile tale. Și planurile mele sunt așa de sus, așa de depărtate de planurile tale, încât cerul față de pământ sunt destul de apropiate. Dumnezeu este Cel care hotărăște și Dumnezeu este Cel care împlinește. Binecuvântat să fie numele Său. Nu știu ce dezamăgire mare ai în viață, însă spun că El este suveran și nimic nu le-a prin surprindere. Nicăieri în Biblie nu găsim pe Dumnezeu spunând, vai, nu m-am așteptat la asta, extraordinar. Dumnezeu nici măcar n-a fost luat prin surprindere de faptul că Eva a mâncat și i-a dat soțului și la rândul lui și el a mâncat. N-a fost luat prin surprindere, pentru că spune că înainte de întemeierea lumii, El a pregătit un plan. Înainte ca să fie veacurile, El ne-a ales
și ne-a scris numele în cartea vieții. Înainte să fi fost vreuna din zilele mele, când eram un prunc fără chip în pântecele mamei mele, toate zilele mele erau hotărâte de El, scrise de El, predestinate de El, pentru că El este Domnul și își rezervă dreptul să facă ce vrea cu noi. Binecuvântat să fie numele Său. Mulți dintre noi însă, și înainte să încheiem, vreau să înțelegem gândul ăsta. Mulți dintre noi se complac în starea în care sunt și nici măcar nu vor să fie salvați, nici măcar nu vor să fie vindecați. În Ioan 5 era bolnavul acela de 38 de ani, Iisus când l-a văzut, fiindcă știa că era bolnav de multă vreme, vine și îi pune o întrebare care mi-a dat o mare durere de cap. Iisus merge și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Ce întrebare e asta, oameni buni? Vrei să te faci sănătos? Asta îl întreabă Hristos, vrei să te faci sănătos? Pentru că mulți se complac și devin dependenți de compasiunea oamenilor. Mulți asta fac. Omul acela de 38 de ani, bolnav, a învățat să trăiască din mila altora. Mulți se complac și sunt dependenți de mila altora. Nu de bani altora, ci de compasiunea altora. Mulți sunt dependenți de asta. Se simte așa de bine când vine și spune, vai, ce câtă nedreptate ți s-a făcut, cât de necăjită ești, tocmai pe tine, mă, te persecută ăștia, nu se poate. Cât de nedreaptă e viața pentru tine și tu te simți așa de bine. Așa de mult îți place să fii compătimită sau compătimit. Trăiești pentru asta. Iisus vine azi și spune, da, planul meu nu-l înțelegi, dar eu vreau să te întreb, tu vrei să te faci bine? Tu vrei să fii vindecată? Tu vrei să fii vindecat cu adevărat? Și poate nu este vorba numai de vindecare trupească, ci vindecare spirituală. Tu vrei cu adevărat să fii vindecată? El nu și-a schimbat planul, El lucrează astăzi și face minuni. Ai avut vreo instanță în viață când ai crezut că ai înțeles planul lui Dumnezeu și toate s-au dat peste cap? Da, eu am avut multe. Am crezut că am să ajung și că am să fac. O parte din viață am crezut că am să fiu doctor, dar n-am ajuns pentru că nu mi-a plăcut chimia. Apoi am crezut că am să fiu psiholog și am fost și la facultate de psihologie, dar n-am mers nici asta. Apoi am crezut că am să fac afaceri și nu mi-a mers nicio afacere. Abia acum înțeleg de ce Dumnezeu mi-a îngăduit toate eșecurile astea. Pentru că atunci când m-am lovit de un zid, a trebuit să dau un pas înapoi și să mă reculec, atunci când mergeam spre Statele Unite singur, să dau un pas înapoi și să spun, Doamne, peste toate Tu ești suveran. Și Dumnezeu îngăduie durerea în viața ta și îngăduie neînțelegerea în viața ta ca tu să înțelegi că nu e bine să te complaci acolo. Că e bine să ai totdeauna credință în Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu nu ne-a ales ca să ne plângem de milă și să mergem cu spatele plecat și să spunem, da, e greu, e foarte greu aici. E foarte greu aici. Dumnezeu ne-a ales ca să fim mai mult decât biruitori. Prin numele Lui. Aseară v-am spus de versetul meu favorit și m-am oprit undeva în Romani 8 cu 28, m-am oprit la 29 și acum vreau să continui și să văd ceea ce Dumnezeu cu adevărat, să înțelegem ceea ce Dumnezeu cu adevărat are în plan cu noi. Zice El în continuare, după toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care se tem de Dumnezeu, țineți minte? Zice El în continuare în felul următor. Și pe aceea pe care i-a ales, pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, ce a făcut? I-a și chemat. Și Dumnezeu ne cheamă, asta este clar. Apoi i-a socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, ce a făcut? I-a proslăvit. Cum adică i-a proslăvit? Cuvântul acolo este glorificat, i-a glorificat, doxa. În grecește înseamnă i-a proslăvit, i-a glorificat, i-a pus în gloria Lui. Fiți atenți, ne cheamă, ne socotește neprihăniți și apoi ne proslăvește. Scopul și planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi
este să ne ia acolo în gloria Lui. Scopul final nu este mântuirea, nu este salvarea la iad. Mulți ne comportăm ca și cum, Dumnezeu, numai să scap de iad, să se închide ușa după mine. Dar asta nu e planul lui Dumnezeu, numai asta. Dumnezeu vrea să ne ia în glorie cu El acolo, să fim mai mult decât biruitori. Și Pavel continuă și spune, deci ce vom zice în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? El n-a cruțat nici măcar pe Fiul Său. Auzi? El n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da El fără plată împreună cu El toate lucrurile? Glorificat să fie Domnul! Unul din autorii mei preferați, Dallas Willard, a fost profesor de filozofie la Universitatea din California. Un creștin deosebit, folosit de Dumnezeu, a trecut la Domnul cu câțiva ani în urmă. În una din cărțile sale vorbea despre un copilaș care s-a strecurat noaptea pe întuneric în patul tatălui său. A ajuns acolo, a intrat în pat și pentru că era întuneric complet, îl apucă frica și îl întreabă: Tată, ești cu fața la mine? Și tatăl îi răspunde: Da, sunt cu fața la tine. Și copilul s-a culcat și a dormit liniștit. Ne uităm de multe ori în viața noastră, atunci când e beznă, și întrebăm: Doamne, ești cu fața întoarsă către noi? Și Dumnezeu ne spune astăzi, fiecăruia în parte: Da, sunt cu fața întoarsă către tine. Poți să ai pace, poți să ai liniște, chiar atunci când Dumnezeu pare că se răzgândește. Poți să te încrezi în El, chiar dacă planul Lui nu poate să fie înțeles de tine. Poți să spui încrederea în Cel care a spus și a împlinit de fiecare dată ceea ce a spus. Poți să ai încrederea așa cum au trebuit să aibă și Manoac și nevastă sa, când au văzut că fiul le piere, dar au înțeles la final că ăsta a fost planul lui Dumnezeu ca să-i biruiască pe filistenii. Poți să ai încredere chiar atunci când Dumnezeu îngăduie să pierzi tot, așa cum a pierdut Iov, și atunci să spui: văd că nimic nu poate sta împotriva planurilor tale. David a avut aceeași întrebare când era ascuns în peșteră și striga către Dumnezeu în Psalmul 143 și spunea: Doamne, grăbește de mă ascultă! Mi se topește duhul, nu mi-ascunde fața ta, căci voi ajunge ca cei care se pogoară în groapă. Atunci când Dumnezeu pare că s-a răzgândit, este momentul să privești către El și să înțelegi că nimic nu poate sta împotriva planurilor sale. Atunci când a îngăduit să ajungi aproape de fundul gropii, e momentul să înțelegi că gândurile Lui sunt mult mai presus decât gândurile noastre și căile Lui sunt mult mai presus decât căile noastre. El are un plan minunat. Și planul Lui este să ne mântuiască pe noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri. Pentru Dumnezeu suntem trecători, dar pentru Dumnezeu suntem și veșnici. Dumnezeu când se uită la tine, te vede pe tine, pe copilul tău, pe nepotul tău, pe copilul copilului, copilului copilului tău până în veșnicie. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Mintea noastră este mică, înțelegerea noastră și mai mică. Dar avem un Dumnezeu mare. Singurul Dumnezeu viu și adevărat. Suveranul cerului și a pământului. Cel care a decis în dreptul tău mântuire. Mai mult decât atât, are un plan să te includă în slava Lui. Vom fi în slava Lui. Nu știu cum va fi acolo. Pavel spune că nu sunt cuvinte inventate ca cineva să explice. De aia când auziți pe cineva că a fost răpit și vă spune cu lux de amănunte ce a fost acolo, luați cu un pic de sare. Luați cu un pic de sare. Pentru că Pavel spune că nu s-au inventat cuvinte. Că nu sunt în vocabularul omenesc cuvinte să explice ce este acolo. Dar eu am înțeles de la Pavel astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, vă spun că Dumnezeu are un plan extraordinar de mare și în gloria Lui,
în planul Lui suntem și noi acolo, lângă El, cu El, binecuvântat să fie numele Său. El care n-a cruțat nici pe singurului Fiu, El nu va cruța niciun efort să te ducă acolo pe tine cu întreagă casa ta. Tot ce trebuie să facem este să ne încredem în El. Nu în noi, nu în sfințenia noastră, nu în descurcăreala noastră, nu în banii noștri, nu în relațiile noastre, nu în energia noastră, nu pe tinerețea noastră, nu pe experiența noastră, nu pe cunoștințele noastre, pe nimic în ceea ce ne privește pe noi. El este totul. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Lui Iov i-a venit mintea la cap abia atunci când era în sac și în cenușă. Și a zis, știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta înaintea gândurilor Tale. Amin.